Berbec, avem schimbări karmice, lucruri secrete, lucruri care dau emoții, multă sensibilitate, implicarea misticismului, stări de visare, de creativitate, de spontaneitate, relații romantice, până în 21 noiembrie, energie, dinamism. Sunt și posibilități de a acționa și de a vă asuma riscuri, însă sunt și lucruri care vă pot afecta oarecum libertatea. Acțiunile pot fi impulsive, uneori agresive, poate uneori dorința de a obține poate mai mult decât vă este necesar. Există o cuadratură a lui Marte cu Saturn, care aduce și tendințe de oboseală, de cinism, nervozitate, riscuri de accidente și de relații mai conflictuale. Acțiunile care pot degenera în lucruri mai periculoase, iar între 22 și 24 noiembrie vorbim de dorința de autoafirmare, dorința de a conduce, de a vă controla emoțiile. Există aici o tendință de afirmare și relații puternice, relații romantice, relații de prietenie, loialitate. Există dorința de progres, dorința de aventură, cunoaștere spirituală, studii, călătorii. Iar în 27 noiembrie, deja la luna plină din Gemeni, există posibilitatea de a exista în planul comunicării discuții cu apropiații, momente tensionate, dorință de acțiune, decizii care sunt un pic mai riscante și riscuri chiar de accidente. În comunicare, în cunoaștere, în studii, în rezultatele de că unor călătorii există stări de indecizie, de nehotărâre, discuții, oboseală, tensiuni, care sunt foarte posibile. Momentele sunt, acestea implică o cădere de vitalitate și posibilitatea de a acționa sub impulsul nervilor, al neînțelegerilor și al dorinței de a vă folosi poate forța. Există decizii mai greu de imaginat și trendul astral dă mai multă agresivitate situațiilor. În relații, pasiuni puternice, dorința de a domina, tensiunile pot să apară și în zona de comunicare, în zona de cunoaștere, agitație, dezamăgire, sunt riscuri de pierderi, mai ales financiare, riscuri de prea multe discuții, sunt lecții de învățat, mai ales în relații și există un refugiu care poate fi posibil în această perioadă în activități profesionale, de pildă. Dar și aici există în tot ce înseamnă relații umane o tendință mai mare de a-i domina pe ceilalți.